Știm că dezechilibrăm bacteriile din intestin cu antibiotice, dar același dezechilibru îl produc și mesele prea bogate, deoarece suntem adaptați doar la diversitate și la puține calorii. Prea puține alimente la care ne expunem zilnic, din cele peste 30 de alimente la care ar trebui să ne expunem zilnic. Monotonia alimentară, dar și prea multe calorii, ambele fac haos în bacteriile din intestin și rețelele de inflamație. Același haos în intestin îl fac și antibioticele, luate la întâmplare, antiinflamatoarele nesteroidiene, luate haotic, medicamentele numite inhibitor de pompă de protoni, ne explică medicul primar pediatru Steluța Boroghină. În obezitate este un sindrom inflamator care persistă pentru că asta se întâmplă când distrugem microbul. Persistă o stare inflamatorie subacută? Nu o vedem. În colon se înmulțesc bacteriile numite firmicutes. Participă și ele ulterior la creșterea ponderală și o altă clasă de bacterii care protejează mucoasa colonului. Se află în dezechilibru. Privim boala obezitate în ansamblu. Privim inflamația în ansamblu. Sunt periculoase la orice vârstă. Andreea Groza. Copilul are prea multe kilograme. Mergeți la medic pentru un program de reducere a mesei grase, care nu înseamnă dietă, ci reeducarea balanței mese activitate fizică. Ficatul, pancreasul și intestinul gros au un sistem nervos autonom, o cale de comunicare continuă cu centrul de comandă creierul. Dezechilibrele de la nivelul bacteriilor determinate de medicamentele luate haotic ori de prea multe calorii afectează toate organele, relatează știrile Proteve Pungro.